Gazul, curentul și apa sunt utilități fără de care nu am putea trăi. Costurile sunt și ele ridicate, însă cei care vor să aibă costuri mai mici pot apela la energie alternativă. Programul Casa Verde va debuta în luna mai și pentru persoane fizice, iar subvenția acordată acestora va fi de maxim 80% din valoarea proiectelor eligibile propuse, declara într-o conferință de presă Laszlo Borbély, ministrul mediului și pădurilor, în data de 10 martie 2010. În cadrul programului există un portofoliu de peste 400 de firme agreate, iar bugetul alocat pentru anul 2010 va fi de 610 milioane lei, din care 300 de milioane lei reprezintă credite de angajament și 310 milioane lei fondul de mediu. Soluții există, fie că doriți numai curent electric sau apă caldă. Din punct de vedere solar, avem panouri solare care produc apă caldă menajeră și panouri solare care, pe lângă apă caldă menajeră, produc, încălzesc și apa din sistemul de încălzire, preîncălzesc. Pe lângă acestea avem panouri fotovoltaice care produc curent, microhidroturbine pe cursurile de apă și centrale eoliene. Reghinenii întreabă și se uită la costurile ridicate, dar în timp eficiența energiei alternative se observă la buzunar. E adevărat, e vorba de câteva mii de euro, dar acum, cu acest program, totul devine mai accesibil pentru toată lumea. Să știți că lumea vine, întreabă, o grămadă de lume, toată lumea vrea să-și spună, pentru că gazul, curentul, sistemele alternative de încălzire sunt cam scumpe. Și toată lumea s-ar orienta spre ceva mai ieftin, mai... Numai că investiția, este vorba de o investiție, nu e chiar ieftină, dar o faci odată și o ai. Bună, dacă vrea să-și pună numai un panou pentru producerea apei calde menajere, cam în 2 ani își amortizează investiția. Ce trebuie să faceți mai exact? Mai întâi trebuie să depuneți o cerere, iar o firmă agreată din listă va executa lucrarea. Se va încheia un contract între cetățean și Ministerul Mediului, iar pe baza investiției făcute, el va trebui să vină cu o factură. Suma subvenționată va fi suportată de stat, iar restul banilor îi va scoate din buzunar persoana care a accesat programul.